Trei instituții subordonate Consiliului Județean Buzău și-au dat mâna pentru a marca mica unire într-un mod inedit. Pe 24 ianuarie, în curtea Muzeului Județean, toți cei prezenți vor forma o horă uriașă care să înconjoare clădirea instituției. Organizatorii au, haideți să spunem, au suplimentat cu un moment inedit. Este vorba de întâmpinarea unei delegații unioniste, Alexandru Ioan Cuza, așa cum s-a întâmplat în anul Micii Uniri, o delegație călare care va poposi în curtea Muzeului Județean Buzău, pe un traseu ce va porni din fața sediului Consiliului Județean Buzău, și aici, într-un moment anterior horei, va avea loc o scenetă de teatru, o scenetă tematică, un discurs al domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Și militarii buzoieni de la Divizia 2 Infanterie Getica au pregătit pentru 24 ianuarie două momente impresionante. Vor fi organizate două momente. Este vorba de prezentarea steagurilor de luptă ale structurilor subordonate diviziei, precum și un moment, o reprezentație de drill team, organizată de către aceeași instituție. În municipiul Buzău, manifestările dedicate zilei de 24 ianuarie vor începe la ora 10. Seria de evenimente de la Muzeul Județean se va încheia cu un spectacol folcloric.